Am și mai strimit, hai că am... Ce faci, dragule? Ce faci? O să vă auză pe tăi. Sunt pișam, îți mați, să zic că sunt pișam. Ce faci? Ce faci, măi? Ia, acum. Ce trebuie acum? Bine ai venit, că nu te-am văzut deloc. Foarte bine, să mă spui. Am lăsat în urmă 50 de ani pozele de liceu. Da, am. Vezi că merge mult, să știi, cred că merge o oră și... Ia și eu, și vă puteți și independență. Tati, mai puțin familie. Ce puteți să mă puteți? Eu nu știu dacă e legătura sau nu, dar nu contează. Mai ales acum. Păi, stai azi, hai să mergem în toate. Haideți în toate. Thank you.
asta la unde? Se va stinge țara. Nu am vorbit. Da, da, cum să ne acolo? Da. E, mă miram. L-am întâlnit pe Irina în Brânzeanu. Acum la rea. Dar că tot în doamna Irina să stui acolo pe Irina. Da, da, da. Istorie. Oare și cine, da. Oare și cele. Da. Băi, dar eu mă spun o treabă. Am vrut să dau și am venit la București, dacă am aflat din bine. Nu are un potesc. 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 Nu este. Vreau să spun că de Florin, eram la Florin aici și tu ai dat telefon. După ce ai închis... Mie ce mi-a făcut părțile, da. Și mi-a spus că ești tu și mi-a făcut așa o bucurie când am auzit. Și mi-a spus, zice, păi noi ținem legătura în fiecare. E băiatul tău? Ce ați făcut, părțile? Și ce faci? Măi, dar ce vrei? Auzi, ești un exemplu. Anul ăsta... N-am ce să le zic, ăștia atunci... Anca, nu în coaza ai rasit. Hai, fetelor, în coaza. Nu te-a văzut niciodată. Te deranjez cu Anca? Nu. Da, mai știi cine sunt? Violeta Vărbulescu, Săpăcita. Ai, măi, da, da. Uite și pe Sanda. Am pus să dau telefon de pătru. Păi nu știu care e, dar nu știu care e. Zis că ajung. Bine ați venit. Intrăm în plan. Nu știu care e casa. Casa cu etaj al pe străduț acolo. Da, mă învârt mereu pe acolo. Dar m-a întrebat și ala altă și i-am spus că... Dar nu te-am văzut nici pe prin oraș niciodată. Mă miri, mă miri. S-a speriat tot în mine. Eu nu cred acolo te văd. Deci vreau să spun băiatul meu din America. Și anul ăsta, fiind la el, am cunoscut o doamnă avocată, 52 sau 54 de ani. N-a putut niciodată să meargă. Are o mașinuță din asta, în care umblă pe casă. Are o doamnă care vine dimineața și o ajută să îmbrace, să o dea jos de pași și o pune în mașinuță. Profesează, avocată, profesează. Auzi, da, care a fost, era mai mică ca noi, sau colegă cu noi, trei frați erau. Stai că vorbim după aia. Știi despre cine? Anda Andronescu. Așa! Îți vorbim. Și vreau să spun, venise din insula nu știu care, fusese în concediu, de o veselie și de un optimism și de o extraordinar. Tu mergi? Mai decât, mai
așa puțin din liceu și să mă duc în clasă acum la... A, veniți la noi la... La reuniune. Da. Păi, cam începe. Ia să aud o gărăia la acolo, că mai multe fete. Da, da. Atenție, că la televiziunea română, vă rog frumos! Nu, nu, nu.
Așa este, dar de Dumnezeu. Da. Orice început pare și în sfârșit. Da. Trebuie să ne cercim optimiști până la apus. Așa. Acum, ne vedem, lasă nu spune ce are ea. Alec cu Rodica Marie. Nu mai este, a decedat. Thank you.
limba. Da. Și, mă rog, toate ne ce se întâmplă? Acum e mai greu când sunt copiii la mijloc. Pentru că ei au învățat în italiană și ca să vin acum în clasa 8-a și a 7-a. Mamă și nu? Mamă, da. Sunt născute în mijloc. Da, au plecat exact când e dat la grădiniță și ei au prins foarte repede limba și acum românește nici nu vorbesc bine. Au accesul tot în italiană. Vorbesc două cuvinte românește și restul de viață pe atâta timpul de acolo. E foarte greu, da? Asta e. Ne controlăm prin ideea că așa. Are doi copii și ea.
15 ani Statele Unite, a studiat acolo progresa în România și a văzut vorba și noastră. Chiar dacă și-a foarte bine, dar aici e foarte, foarte bine. E singură, e căsătorită, n-are copii, dar mă rog, toate la timpul lor. Băiatul, inginer de aviare, cetățean canadian, dar de 10 ani locuiește la Seattle, în Statele Unite, lucrează la firma Găin, căsătorit cu asiatică, cred că sunt singura... Mănâncă sushi, vă spune. No, este o fată adorabilă, adorabilă și Dumnezeu i-a încununat o căsnicie care rar poate fi întâlnită. După 10 ani le-a dăruit o bijuterie de fetiță, o mică chinezoaică, care seamănă cu mine. Atât ochii are de la mamă, s-a ales fața și așa, care n-are decât 7 luni peste o săptămână. Thank you.
medic, medic de circă, de familie, de ce vreți dumneavoastră, la pensie actualmente. Foarte bine, super la pensie. Că ai o grămadă de activități, dar de fapt te cam tâmpești așa. Că uiți. Am trei copii, văd că fac notă de discordare cu toată lumea rezolvă, că mai am un somn. Numai eu sunt capra cu trei ei. Iarăși fac notă discordantă, că m-am rugat de ei să plece și n-a vrut să plece niciunul pe nicăieri. A zis că nu-i mai bine ca ei și că îi trimit ca să scapă ei. Drept pentru care băiatul cel mare care ne face onoare și ne menține tradiția de medici în familie, având în vedere că și tata a fost medic, biomedic, băiatul cel mare medic, e șef de secție la spitalul militar, are două fetițe, cel mijlociu are servicii medicină nucleară și nora endocrinologie. Cel mijlociu are servici modern, agent de vânzări și umblă din firmă în firmă unde e salariul mai bun. Are și el o fetiță. Și fata aia a făcut aseul, lucrează la Volvo, e necăsătorită. Per global suntem mulțumiți de ei și suntem liniștiți că sunt fiecare la casele lor cu servicii bune. Și atâta ne trebuie, altceva nu ne trebuie. Exact. Da, da. Am terminat cu toate viațele de economist la Comunitatea Siderurgică Călăraș, acolo locuiesc. Sunt în activitate, muncă. De când m-am menționat, în ianuarie fac 10 ani de când lucrez. Ai văzut cum vine? Era un mare transfer. Am comandat.
Când eram în liceu, nu fumam. Niciodată. După ce am intrat la facultate, am început. Păi știi cum s-a întâmplat într-o prostie? Eram la anatomie în sala cu cadavrele și cadavrele erau toate acoperite de niște ceașafuri pe niște mese de marmură. Și eram în jurul mesei cu asistentul, era nu știu câta ședință de anatomie, de biserică. Și la un moment dat zic, mă, la spate, am dat cu până, ia să mă mai face, l-am zis că e un coleg. Nu, și mă întorc. Și mișca, nu se face rău, mă duc pe afară că m-am superiat și mi-au dat o țigară, aia a fost. Ala alții, dăduse bani laborantul, era un coleg de-al tău de rând. A? Era un coleg de-al meu păcat, ce așa făcea pe mortul. Da, era de pete anunța în timp. Doctor la rândul lui Vâlcea. Era gata să-l legumat de vreun. În orice caz a avut dreptate în Napoleon. Adică? 10 femei fac lumea de regime de bărbați. Așa e. Știi că a fost acum în vara asta, acum o lună, a fost în insula Elba și l-a văzut castelul unde a fost exilat, casa unde a fost exilată, exilat o splendoare așa. Să facem poza acolo. Din Comănești? Hai, nu mai spune. De-aia ați discutat voi.
ori înseamnă și nu știu ce ai venit la mine. Director de la o fabrică care e la Liza. Păi eu cunoșteam, știam că suntem Târgovișeni amândoi. Nu, noi vorăm moldoveni. Da? Și invers, și invers. Hai, George, mă, 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 m